Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Plătim prea mult la apă și facturile la acest serviciu sunt subiectul la zi în orice localitate a Vâjiului. Oamenii se plâng că li se calculează pierderi, că au apometre sau nu, care bat cu cele de la scară, dar aproape nimeni nu a sesizat că plătim o taxă ce aduce profit simțitor firmei, deși ar putea fi eliminată, așa cum au făcut alte primării din România. Primarii au prins de veste și vor să ceară scoaterea ei din factură. Mii de lei ajung la operatorul apa serv anual, doar pentru că plouă și pe factură apare lunar taxa pe apa meteorică sau pe apa de ploaie, cum o numesc generic consumatorii. Societatea de apă are profit și asta a recunoscut chiar managerul Costel Avram, care a și publicat pe site-ul apa serv lunar buletinul de la ANM, prin care ni se arată cât de mult a plouat. Așa se face că dacă în decembrie anul trecut a plouat cam 9,4 litri pe metru pătrat, în ianuarie 2015 apa de ploaie a fost în cantitate de 112,3 litri pe metru pătrat și toată s-a regăsit în facturile remise populației. În 2015, 10 de primării au trecut prin consiliile locale decizia de a elimina această taxă și acum, că au aflat, se pregătesc să facă asta și primăriile din Valea Jiului. Am discutat cu cei de la APASERV, ei spun că există o lege și probabil că există documentație sau legiferată această taxă, însă am această informație că unele primării din țară au renunțat la această taxă pentru apa meteorică. Am dat să verificăm la departamentul juridic și dacă este așa și se poate, cu siguranță voi propune într-un timp rezonabil sau cât mai scurt să eliminăm această taxă pentru apa meteorică. Pentru că tot face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Apă și Ilie Păducel a spus că va face demersurile ca, dacă există posibilitatea, să elimine această taxă pe apa de ploaie. Am văzut că mai multe primării din România au luat această inițiativă, este mai mult decât lăudabilă și am să discut foarte repede cu colegii mei din Valea Jiului și o să facem hotărâri ale Consiliului Local cu care să ne prezentăm în ADI Valea Jiului, pentru că așa este și așa taxele pentru apă și canalizare în Valea Jiului sunt destul de mari și dacă la alte localități sau la alte unități administrativ-teritoriale din România s-a putut, trebuie să se poată și în Valea Jiului. Și 100% toți colegii mei primari din Valea Jiului vor dori acest lucru. În anumite orașe din țară, precum Râmnicu Vâlcea, Constanța, Craiova sau Ploiești, administrațiile locale au scutit cetățenii prin hotărâri de Consiliu în ultimii ani de la plata taxei pentru apa meteorică. Și există chiar un proiect de lege ce a fost trimis în Parlament în noiembrie 2015, prin care operatorilor de apă li se cere eliminarea ei. Taxa este stabilită la nivel local, cu o formulă în care este luată în calcul cantitatea de apă care cade pe acoperiș și este preluată de rețelele de canalizare, înmulțită cu un anumit coeficient raportat la suprafața terenului sau a locuinței și cu tariful pentru canalizare. Consiliul Județean Hunedoara a alocat primii bani necesari pentru drumul din Parâng. Adrian David, președintele instituției județene, susține că a dat deja 3 milioane de lei și asta doar ca să înceapă procedurile, dar costul total a fost diminuat. Finanțarea drumului spre stațiunea de munte Parâng este prima investiție ce a primit bani la ședința Consiliului Județean Hunedoara din 2016. În plus, sumele necesare documentărilor au fost și ele diminuate față de calculele inițiale. Dintr-un buget total de 34 de milioane de lei pe buget de investiții la nivelul Consiliului Județean, bună parte se vor duce către drumul din Parâng. Deocamdată am alocat 3 milioane de lei acolo, asta doar ca să începem procedura de licitație. Tot în această ședință am aprobat și studiul de fezabilitate rectificat, astfel încât costurile de implementare să scadă cu aproximativ 30% față de cel programat. Artera din Parâng nu a fost niciodată reabilitată și drumul încadrat ca și forestier este închis din toamnă până în primăvară. În acest an am putea avea asfalt și stațiunea de munte ar avea încă o cale de acces în afara telescaunului. Prezent la Deva la sfârșitul săptămânii trecute, copreședintele PNL Vasile Blaga a declarat că Partidul Național Liberal poate câștiga alegerile locale în măsura în care membrii partidului rămân uniți și solidari. Copreședintele PNL Vasile Blaga este sigur că partidul pe care îl conduce poate câștiga alegerile din 5 iunie. Nu ne putem permite să pierdem niciun om, nici în Hunedoara, nici în Pivor, nici nicăieri. Este loc pentru fiecare. Dacă suntem înțelepți,
Dacă înțelegem să-i respectăm pe toți, indiferent pe ce filieră au venit în PNL, și atunci vom câștiga. Și aș vrea încă o dată să le mulțumesc celor 42 de primari care mi-au părăsit. Și se aplaudă. Pentru că nu s-au lăsat cumpărați, și o spun peste tot, de către Dragnea, care nu-i cu nimic mai bun ca Ponta. Vasile Blaga a avut și câteva sfaturi pentru liberalii hunedoreni. V-ați ales foarte bine candidați. Sper să vă alegeți foarte bine Consiliul Local. Oamenii să fie desemnați pe valoare și pe muncă și nu cum vrea unul sau altul. Și să fie răsplătiți cei care astăzi sunt lângă noi, nu cei care vor veni, vorbă pe diferite filiere și spun că au muncit. Să vă bazați pe cei care astăzi muncesc. Să vă împărțiți județul pe responsabilități. Ordinea, până la urmă, pentru Consiliul Județean să fie după cele mai bune rezultate, nu după cele mai bune clănțări. Și atunci veți câștiga. În urma întâlnirii de la sfârșitul lunii trecute a celor două birouri parlamentare UNPR și PSD s-au luat deciziile finale. Astfel, la alegerile locale, cele două partide vor candida pe liste separate. Începând cu sesiunea parlamentară 1 februarie 30 iunie 2016, se constituie și va activa în Senatul României grupul parlamentar Uniunea Națională pentru Progresul României, ceea ce înseamnă că la alegerile locale UNPR va candida pe liste separate de PSD. Totuși, senatorul Haralambie Vochițoiu susține că alianța de centru-stânga va continua, iar la alegerile din toamnă există posibilitatea întocmirii unor liste comune. UNPR-ul va merge în alegerile locale pe liste proprii, dar colaborarea parlamentară cu Partidul Social-Democrat va continua în baza alianței de centru-stânga, rămânând probabil ca la alegerile din toamnă să constituim liste comune. Însă la alegerile locale UNPR se va individualiza ca fiind singurul partid progresist pe scena politică a țării și avem datoria pentru români să introducem câteva din viziunile noastre progresiste, astfel încât și angajatorii și angajații să beneficieze de aceste măsuri politice. Cred că vom obține un scor foarte bun la aceste alegeri. Mă bazez foarte mult pe colegii mei din teritoriu, mai ales vorbind despre județul Hunedoara, avem primari foarte buni, viceprimari, consilieri locali și județeni, care eu cred că au făcut lucruri bune pentru hunedoreni. La nivelul județului Hunedoara nu s-au stabilit încă numele viitorilor candidați pentru fotoliile de primari. În prezent, purtându-se discuții pentru desemnarea candidaților ideali, mai exact a celor care să și câștige alegerile. Tot în urma discuțiilor de la nivel central, UNPR l-a desemnat pe senatorul Vochițoiu ca fiind șeful senatorilor formațiunii. În prezent, grupul UNPR are în componența sa 21 de senatori, iar în cadrul ședinței de plen a Camerei Deputaților, UNPR va trebui să-și desemneze reprezentanții pentru funcțiile din Parlament care le aparțin conform algoritmului parlamentar. Terenul pe care este construită cetatea dacică de la Bănița este acum problema care ține pe loc punerea în valoare a edificiului istoric. După ce a reușit să facă drumul spre cetățile dacice din nordul județului, Consiliul Județean spune că își îndreaptă atenția și spre cel de la intrarea în Valea Jiului, dar rămâne de văzut cum va face întabularea terenului. An de zile, administrația de la Bănița, comună aflată la ieșirea înspre Deva din Petroșani, a vrut să pună în valoare muntele pe care este așezată cetatea dacică. Sub forma unui clopot plasat într-o zonă de defileu, lângă drumul național, muntele ar putea să fie vizitat de turiști interesați de istoria seculară a locului. Însă nimeni nu poate acum să urce acolo, fără corz de alpinist. Drumul nu a putut fi reabilitat, iar acum mai apare și problema terenului, care în parte nu este al primăriei. În proporție de 80% este al comunei Bănița, urmând ca 20% să vedem cum se poate reglementa situația juridică a terenului. Am avut discuții și cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Adrian David, vis-a-vis de această problemă. Urmează ca în perioada următoare să vedem cum putem reglementa această situație. Și iar după aceea să vedem cum putem să accesăm fonduri europene pentru punerea în valoare a acestui complex, pentru că este și cetatea Bănița și s-ar putea lega și de peștera Bolii.
Consiliul Județean Hunedoara a reușit reabilitarea drumului ce duce spre cetățile dacice de la Sarmisegetusa Regia, iar acum este deja constituit grupul de lucru și pentru alte obiective de același tip. Avem un grup de lucru constituit la Consiliul Județean cu serviciul nostru de valorificare a patrimoniului și cu primăriile de pe raza cărora, sau pe care pe raza cărora există vestigii dacice. Și aici e vorba despre Bănița, despre Boșorod și despre Oștioara de Sus. Deocamdată încă ne străduim să clarificăm regimul juridic al terenurilor, să întabulăm acele zone care sunt neîntabulate, urmând ca ulterior să facem demersul pe lângă Ministerul Culturii să acesta să devină patrimoniul al județului Hunedoara, așa cum este deja Sarmisegetusa Regia. Cetatea dacică de la Bănița este una dintre cele 6 fortărețe dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO din România și datează din timpul lui Burebista. Regele Decebal a restaurat-o la vremea lui, dar a fost distrusă de războaiele purtate de daci și romani în zona noastră. Fortificațiile cuprind construcții cu scop militar, ziduri de incintă, turnuri, platforme de luptă, val de apărare. Sarcina cetății era de a bloca accesul spre Sarmizegetusa Regia dinspre sud. În incinta cetății a fost construit un turn de veghe, care înlesnea o observație satisfăcătoare a zonei, dar acum nu poate fi vizitată. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30. Să aveți o seară cât mai bună!